Joi, pe strada Oțelarilor din municipiul Galați a avut loc un grav accident de circulație. Doi bătrâni care traversau strada pe trecerea de pietoni au fost loviți cu putere de un șofer neatent. Martorii evenimentului au declarat că în mașină s-ar fi aflat doi bărbați tineri care au fugit printre blocuri, abandonându-și mașina la locul tragediei. Amândoi că erau, treceau amândoi da, strada. Avea viteză mașina. N-am văzut. Și ce mașină i-a lovit? Da, unde se șofer? A luat-o în parte aia acolo. Pentru un moment s-a uitat la oameni. S-a uitat, le-a spus să stea cu minte, că n-au pățit nimic. Și pe urmă au dispărut. Au dispărut? Da. Tineri? Da, după părerea mea, 30 de ani, cam așa. Vor fi fost băuți sau... Nu părea băut, părea speriat atât. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, atât de la Serviciul Județean de Ambulanță, cât și de la SMURD. După acordarea primului ajutor medical, bătrânii au fost transportați la spitalul de urgență, unde au fost supuși mai multor investigații de specialitate. Acum aveți evidența, are o marcă traumatică pe membru inferior. Domnul este cu marcă traumatică craniană, ambii pacienți conștienți, cooperanți. O să vedem mai multe investigații și mai multe amănunte după ce o să le executăm la spital. Da? Polițiștii gălățeni au plecat în căutarea conducătorului auto. De asemenea, a fost demarată o anchetă pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. După accident, conducătorul autoturismului BMW a abandonat autovehiculul, părăsând locul accidentului fără încuvințarea poliției. În cauză se efectua cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea poliției. Cele două persoane lovite sunt un bărbat de 75 de ani și o femeie în vârstă de 73 de ani, soț și soție.